Klaus Iohannis îi face pe plac lui Liviu Dragnea, a promulgat modificarea unei legi. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 4 mai acest, decretul privind promulgarea legii pentru modificarea ALIN. 3. Al articolul 20 din legea numărul 202 pe 1998 privind organizarea monitorului oficial al României. Pentru legii sublinierei pentru actele Parlamentului adoptate în subliniere din ce comune ale Camerei Deputaților sublinierei Senatului, precum sublinierei pentru actele birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților sublinierei Senatului, respectiv pentru deciziile comune ale presublinieredincilor Camerei sublinierei Senatului, cheltuielile de publicare se suport în mod egal din bugetele Camerei Deputaților sublinierei Senatului, conform unei metodologii aprobate prin ordin comun al secretarilor generali ai celor două camere, cu excepția rapoartelor prezentate Parlamentului, potrivit articolul 6 lit. Ale ceror cheltuielii de publicare se suport din bugetul autorităților publice respective. Pentru actele Camerei Deputaților sublinierei actele Senatului, ale birourilor permanente ale acestora sublinierei pentru deciziile presublinieredincilor celor două camere cheltuielile de publicare se suport distinct din bugetul fiecăreia dintre acestea, prevede această lege. Pe 11 aprilie, plenul Camerei Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, cu 228 de voturi pentru sublinierei o abținere, propunerea legislativ pentru modificarea legii numărul 202 pe 1998 privind organizarea monitorului oficial al României. Anterior, Klaus Iohannis sesiza, pe 26 aprilie, Curtea Constituțională cu privire la proiectul pentru modificarea legii numărul 202 pe 1998 privind organizarea monitorului oficial al României, care prevede ca acesta să revin sub autoritatea Camerei Deputaților, condus de Liviu Dragnea. Printre motivele sesizării se arată faptul că autoritatea asupra monitorului oficial este exercitat de către secretarul general al Camerei sau de către biroul permanent, iar Camera Deputaților nu exercită niciun fel de control. Schimbarea autoritcii de tutel prin înlocuirea unei autorități executive cu una legislativ, transpus tehnic legislativ prin substituirea sistematică a cuvântului guvern cu sintagma Camera Deputaților, ferea ține cont de diferent ca de natură juridic dintre cele două, conduce la încălcarea prevederilor articolul 1 alin. 5, sublinierei ale articolul 61 coroborate cu cele ale articolului 64 alin. 1, sublinierei, 2, din Constituție, spunea presublinieredintele Klaus Iohannis în sesizare. CCR a decis ce va judeca sesizarea președintelui pe 23 mai.